chipului nostru și despre cum acestea ne influențează personalitatea și, respectiv, legătura, conexiunea pe care o putem dezvolta cu cei din jurul nostru. Citim chipuri în această seară cu specialistul în această știință și artă totodată, Petru Arama. Petru, te salut din nou! Bună. Salut, Doamne, încă o dată! Mulțumesc pentru invitație! Cu plăcere! Noi te-am invitat pentru că vrem să cunoaștem, să îi cunoaștem mai bine pe cei care sunt populari și la noi în țară, dar și peste tot în lume, că dacă nu putem să-l cunoaștem pe Will Smith, de exemplu, măcar așa, să ne imaginăm, știi, că putem să-l cunoaștem sau mai bine. Sau parțial să-l cunoaștem, adică... Da, așa. Petru, hai să trecem direct la subiect. Okay. Noi am ales câteva personalități. Hai să începem cu Roman Iagupov, care este solistul formației Zdob și Zdub. Așa, îl vedem, vedem câteva fotografii cu Roman acum pe ecran. Și Petru, ai cuvântul. Așa. Eu am observat la el, ok, și la el, și o să urmează să vorbim despre smile, au helixul urechii rotunjit și ce interesant, că și urechile mari, asta e una la mână, doi și helix, helixul partea asta urechii, da, e rotunjit, ceea ce e o trăsătură care practic la toți, aproape la toți ca unul interpreți, oamenii în general din domeniul muzicii au chestia asta și parte foarte importantă. Și mai are, ok, are un rid așa orizontal. Mă rog, când se încruntă mai multă lare, asta arată la, știi la ce, la ideea, la faptul că el atunci când vrea să fac ceva și propune, nu prea dă voie cuiva să facă asta. Adică vorbim că e de serviciu, că e de muzică, că e lucru casnice. Prin alte cuvinte, cred că el poate să facă cel mai bine și din motivul ăsta nu prea are încredere sau nu prea încredințează da, să facă lucrul respectiv. Și iarăși, ce vorbim de orice, da? De orice. Așa. Mai are și alte trăsături. Ok, mai are și riduri verticale. Ceea ce arată la o concentrare destul de mare, așa, o încordare, spune așa, mentală. Ok, dacă cumva ar auzi ceea ce vorbesc acum sau de urmă, e așa cum, dar nu știu, să mai relaxezi, adică să... Ok, să nu fie irresponsabil, dar în cazul lui ar fi foarte bine, adică că noi oamenii de obicei, știi cum, dacă suntem prea încordați, tot nu e tot bine, desigur, da. Uh-huh. Anume lui i-aș recomanda chestia asta. Ce mai vedem la el? Mai sunt mai multe trăsături. Sprâncenile, ochii... Da. Uite, văd distanță mai mare dintre vârful nasului și buza superioară, ceea ce ar putea arăta chiar o persoană. În fine, dacă combinăm asta și cu obrajii așa mai retrași, s-ar putea să fie o persoană destul de directă, poate... Dacă spunem contextul că el glumește, spui așa niște glume mai aspre, uh-huh, puțin. Mă rog, altcineva s-ar putea spăra, dar el nu o zice cu rău. Da, nu o zice cu rău, adică nu o să considere asta ceva. Adică deja ține de percepția omului, hai așa să zicem. Urechea și la el partea de aici unui icon, ca iese, dacă partea superioară mea lipită, așa, partea asta iese. Și ce arată că el mai non-conformist atunci când vine vorba de intuiția lui. Prin alte cuvinte, când el simte că, gen, eu simt că, uite, așa e, nu să-l convingi nicicum, nimic. Adică, deci, încăpățânat. Încăpățânat din punct de vedere că dacă el simte sau el crede, dar asta e intuitiv mai mult, ca senzație în corp, nu o să cedeți. Adică o zic, băi, ok, spuneți ce vreți, dar eu simt așa și eu voi face așa. Așa. Ceva de genul. Și asta iarăși reflectă mai mult. Atunci când iau decizii, tot se bazează pe chestia asta. Iarăși, că lucru casnici, că e job, că e altele, sau că e colaborare. De exemplu, când mergi de cobloare, dacă el zic, băi, eu nu simt că vreau sau că, așa, o zic că nu, și gata, așa. Nu o convingi nici cum. Apropo de colaborări și de relaxare, eu cred că Roman nu se prea relaxează în perioada următoare, că merge la Eurovision în luna mai alături de frații Advahov, așa că le dorim succes. Sper bine, da. Petru, hai să mergem mai departe și continuăm cu Smiley, care este ultra mega popular și iubit și îndrăgit. Așa, Smiley interesant, pentru că, uite, dacă vorbeam anterior de distanța dintre vârful nasului și buza superioară. La el e foarte scurtă. Mă rog, și buza superioară e foarte subțire, despre asta toți vorbim. Anume, distanța asta că e scurtă arată la faptul că el desigur poate fi supărăcios. Adică să iei cont propriu. Cu el, dacă glumești, trebuie să fii foarte atent, precaut la ce, cum formulezi acea glumă, ca el să nu iei cont propriu. Da. Și asta cumva se poate întoarce invers. De ce se poate întoarce invers? Pentru că el are o barbă așa foarte. Și dacă el a decis că, sau a interpretat că tu intenționat ai vrut să-l jignești, că, mă rog, în viață se întâmplă orice, da?
El o să fie foarte încăpățânat. Ok, tu mi-ai spus așa, las, eu îți arăt cum se poate altfel de... Da? Ok, încăpățânarea asta lui e destul de mare. Adică barba, când vine, foarte mult iese în evidență. Ceea ce arată la faptul că... Uite, dar eu m-am uitat și la alte trăsături. El are mai dispărțitură între vârful nasul, pentru că în fizionomia așa, se leagă mai multe trăsături între ele. Asta e chestia. Are dispărțitură între vârful nasului, mai are și nasul lung. Dacă să luăm toți acești factori, nasul lung spune despre faptul că el e mai strategic sau mai leneș din punct de vedere fizic, dar mai activ mental. Adică, înainte să acționeze, el o să încerce să cântărească de, la maximum. Dispărțitura din vârful nasului se anulează chestia aia. De ce? Pentru că dispărțitura de pe mijlocul nasului, cum să zic, pierde din abilitatea de a vedea sau a simți imaginea în întregime, de a conecta lucrurile între ele. Și plus încăpățânarea asta, ca final, s-ar primea că el se accentuează pe mai multe, nu știu, să facă mai multe proiecte, să facă multe chestii. La un moment dat se axează pe unul și rămâne acolo. Și dacă vrei să-l convingi cumva că, băi, poate ai altfel, poate uite, mai este altceva. Nu. Pentru că intervine iarăși încăpățânare, înțelegi ce spui ce vorbesc? E o chestie... Și iarăși, spuneam de urechi, la el iarăși, urechea e mare, helixul rotunjit și așa. Dar ceva de sensibilitate, de partea asta creativă, sensibilă, că totuși vorbim despre un artist, un interpret. Ok. El este destul de direct, destul de... Ok. Chiar și în discuția cu oamenii, el, cum să zic... Spune lucrurilor cu el. El când comunică, trebuie să fie foarte precaut. În primul rând, el super, într-o doilea rând, că el... ok, că le poate lua mai spre, mai la inimă, mai așa. Asta, așa încă trebuie de uitat la alți trăsători. Așa. Dar, în principal, dacă mă întreb de creativitate, el totuși merge spre mai mult logic, pentru că are sprâncene drepte, linia părului dreaptă, adică acum depinde. Se leagă asta cu ceea adică, ce știm noi despre activitatea lui Smiley, care este și un antreprenor foarte bine cotat și eu talentat. Și, eu și om de rațiune, da, adică cumva. Petru, hai să mergem mai departe la Keanu Reeves, actor de la Hollywood. Pe Keanu Reeves chiar n-avem cum să-l întâlnim niciodată în viața așa. Dar... E cine știe, poate. Uite, noi mult știm povestea lui, pe la știri și așa. Da, un destin destul de crunt. Da, dar știi ce am observat de chipul lui? Eu cred că el undeva s-a împăcat cu gândul că așa e viața. Ceea ce e interesant, pe chipul lui nu văd careva afecțiuni profunde. Adică ceea ce s-a întâmplat în viața lui, nu, el nu a permis ca asta să-l afecteze. Nu știu, să cadă în depresie profundă, că nu știu ce, să pierde sensul vieții. Nu. El cumva a primit asta ca un fapt. Băi, da, așa, și gata. Așa, continua să merg mai departe. Asta se vede și din ceea ce face el, da? Dar pe chipul lui asta se vede încă și mai bine. Adică se vede că nu... Nu, eu, om care nu cumva a înțeles că așa sunt chestiile. Vedem și ridurile astea de la, nas care merg în jos. Asta se numește ridurile experienților. Prin alte cuvinte, când se urcă și se coboară obraji de mai multe ori, ele se formează. Adică când omul trece prin suișuri și coborâșuri, da? Și la el sunt destul de bine, se văd. Ceea ce înseamnă, ok, asta a dat și la experiență pe partea și profesională și personală, dar cumva, hai, ok, spre spune că el va fi într-o relație nouă, el va ști să pună reguli, adică el cumva se gândește și vorbe, băi, merit să fac pe asta? Nu. Dacă da, hai să punem tot la locul lui, să calculăm, să vedem la ce vom ajunge într-un final. Adică el e foarte... Petru, iartă-mă, da, pentru că vorbim despre un actor, totuși, un actor care, să zicem, 3 luni de zile filmează o dramă și 3 luni de zile este trist și e în personaj și e așa. Asta îi poate influența trăsăturile? Nu, poate influența, dar acum depinde de actor cât de tare el se bagă în rol și tipuri de filme joacă, pentru că el în drame, el mai mult în acțiune. Da, John Wick, dacă știi, adică... Matrix, astea sunt filmele cel mai cunoscut despre ei. Ok, au și alții, dar dram prea cum... Am început, da. cu rusismul. Da. Nu, dar da, ai dreptate. Pe Keanu Reeves o știm din filme de... Mai este un cătrăsător care vreau să menționez. Te rog. Are V-ul ăsta, inserție păr în formă de V. Ok, în fiecare numai chineză spune că e trăsător, văduve, ceva de genul, deși eu nu prea sunt de acord cu asta și nu sunt sigur că are legătură cu viața lui. Altă parte sau altă informație despre asta, că dacă vrei o intuiție, dar nu i-aș spune intuiție, o abilitate de a vedea lucrurile din înainte. Da, asta poate să pară și paranormal, dar asta nu e deloc paranormal. Asta sunt și lucruri care
într-o măsură oricare noi toți le vedem. Precum mama și sunt copilul, uh-huh. Și noi asta nu putem explica, nu știu, să punem în pătățelul științei. E că așa există niște chestii. Și el, da, are abilitatea de a vedea niște chestii cu cuțea pașină. Deci are o intuiție foarte, foarte bună. Un fel de intuiție. Noi, pentru că, da, sunt mai multe... O să studiez mai mult, Petru, și o să fiu mai atentă la ce termeni folosesc. Îmi dau seama că în domeniul ăsta contează foarte mult cuvintele pe care le alegi atunci când te exprimi. Da. Pentru că, da, vorbim totuși despre niște lucruri destul de sensibile, destul de fine, așa. Da. Și desigur, e important să ne înțelegi mai reciproc, atunci se schimbă o leacă esență, sau mai mult uh-huh. esență. Înțeleg ce spui. Hai să vorbim și despre Will Smith și despre cum ce trăsături de caracter el, ar avea. Ce e interesant la el? El e un actor din puține care pot juca roluri diferite, total diferite. Iată, aici vorbim și despre dramă și comedie. Și aș amanaza chipul lui ea. Ok, hai să luăm așa în mare. În mare, el are trăsăturile chipului medii. Hai să spunem așa. Capul nici prea lat, nici prea îngust, da? Are niște sprâncene, nici prea înalt, nici prea coborât. Adică, dacă să ne uităm așa la chip, e armonios, e echilibrat și trăsăturile nu merg toate în extreme. Are el câteva extreme, dar totuși. Și asta e trăsătorul tipic care tare des se întâlnesc cu actori. Anume actorii care ei trebuie să joace roluri absolut diferite între ele. Nu doar action, sau nu doar drama, sau nu doar supererou ca Henry Cavill sau nu știu ce acolo. Înțelegi care e ideea? O trăsătoră, dacă se vorbim la concret, urechile foarte detașate. Da. Așa. Asta e foarte non-conformist. Adică el e omul care, dacă el a decis că, băi, eu o să fac așa cum vreau eu și mie, nu mi interesează ce spunteți în gura mare, că funcționează sau că nu, sau că... Omul care va prefera să ocolească reguli, orice tip de reguli, orice tip. Asta e trăsătoră destul de așa. Din câte am analizat eu, helixul urechilor adunci așa e mai mușcat, văd și la nas așa niște mușchii sunt puțin mai încordați, asta înseamnă că a avut o copilărie destul de greluță, sau cel puțin a perceput-o ca grea, pentru că adeseori contează, sau foarte mult contează percepția noastră, la chestii gen și nu doar. Asta eu nu știu exact, adică cumva eu sunt sigur că așa, dar acum tu poți să zici că Petru, că nu știu, ok, poți să întrebi, nu știu, să-l suni. Asta o să fac, Petru, să-l suni seara pe Will Smith și o să-l întreb ce copilărie a avut. Petru, mulțumesc tare mult. Mare drag. Ne mai vedem, da. Cu siguranță, ți doresc mult succes și să reușești să ajungi la, cum să zic eu, la sufletele și la mintea câtor mai mulți oameni cu informațiile pe care tu le poți descifra, doar așa, uitându-te la un om. Mulțumesc. Mulțumim tare mult.